Nimic nu te poate zdrobi, ești dinamică, ai încredere, flexibilitate și ambiții mari, nu dorești să renunți la joc, chiar dacă ești învinsă. În plus, te poți recupera rapidă din înfrângeri, știi perfect de ce este capabilă mintea ta și înțelegi în mod clar unde te îndrepți și cum să ajungi acolo. Ești perfect conștientă de propria putere și acest lucru este combinat cu spiritul aventurismului și obiceiurilor de conducere. Acestea aparțin categoric celor care se așteaptă să fie auziți. Pentru tine este foarte dureros să te confrunți cu o lipsă de atenție față de propria persoană și chiar te simți confuză în astfel de situații. Tu știi ce meriți și, prin urmare, aștepți de la cei din jurul tău respectul și plata meritată, precum și să te urmeze până la capătul pământului. La început, poți da impresia de a fi liniștită și de neclintit, dar chiar și prin modestia exterioară se dezvăluie o putere profundă. Îți poți da seama de propriul tău potențial cu timpul, iar acest lucru este adesea facilitat de un fel de eveniment cardinal în viața ta. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: activitate, pricepere, deschidere, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru ambiție. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, lipsa de har. Poți avea un interes profund în filozofie sau religie, deoarece ideile puternice atrag de obicei personalități puternice. De asemenea, poți căuta unirea cu indivizi voluntari sau cu organizații puternice. În înțelegerea ta, tot ceea ce se bazează pe o organizație puternică necesită protecție și augmentare. Tu disprețuiești impostorii și întotdeauna încerci să-i asediezi pe cei care abuzează de puterea lor sau de poziția oficială. Chiar dacă provii dintr-un mediu sărac, chiar și fără de glorie, nu-ți uiți rădăcinile. Mai presus de toate, te prețuiești pe tine însăți, voința și o minte ascuțită în calcule. Tu ai suficientă dexteritate și viclenie pentru a ieși din situațiile aparent cele mai fără de speranță. În acest sens, tu nu respecti întotdeauna principiile morale, astfel încât trebuie să ai grijă deosebită să nu-ți folosești energia pentru acte nedrepte, care, mai devreme sau mai târziu, îți vor fi amintite cu siguranță. Îți poți direcționa energia pentru a servi pe alții, de obicei pe cei mai slabi și cei mai vulnerabili, care nu se pot proteja. Dar, de asemenea, poți risca să cazi în plasa propriului tău egoism și lăcomie. Pentru prima variantă, bucuria nelimitată a plăcerii devine un scop în sine, de obicei însoțită de indulgența minții și a corpului. Astfel vei beneficia de lecțiile de generozitate și de respingerea, poate temporară, a tuturor averilor materiale. Trebuie să te ferești de egoism, mai ales atunci când este acoperită de sloganul de îngrijire a responsabilităților familiale sau părintești. Drept urmare, poți ajunge la conștiința că familia pentru tine este întreaga umanitate.
În acest caz, ar trebui să găsești un loc demn în tine pentru a lucra din greu pentru binele comun. De regulă te iei foarte serios. Tu trebuie să-ți amintești că din când în când este util să râzi singură, să privești lumea dinspre partea însorită. Merită să încerci să-ți diversifici timpul liber și nu ți-ar face rău să renunți la edificarea ta excesivă. Trebuie să trăiești prin tine însăți și să nu intervin în viața altora. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, noblețe, independență și inteligență, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 17 aprilie soarta ta? Dispui de o voință extraordinară, de instincte persistente și de autoritate. Tot ce se întâmplă în jurul tău este supus unei organizări atente. Restul nu poate decât invidia perseverența și voința ta. Toate obstacolele care apar și dificultățile de viață nu pot împiedica mișcarea ta. Fără a cere sfaturi, tu mergi înainte, știind ce și cum să rezolvi. Autodisciplina, dedicația și înstrăinarea sentimentelor îți oferă un start și un avantaj în orice împrejurare. O caracteristică distinctivă a ta este abilitatea de a bloca foarte repede pentru orice motiv, pentru orice mizerie sau abatere, reacția ta va fi mai mult ca un uragan. O mișcare de emoție profundă, indignare și furie va copleși pe cel care îndrăznește să-ți supere echilibrul interior. În furie devii incontrolabilă, ceea ce poate duce la asalt și atac. De la o vârstă fragedă, este posibil să-i fii hărțuit pe cei din jur cu încăpățânarea și neascultarea, dar odată cu vârsta, aceste noi calități se deteriorează. Familia și prietenii suferă adesea datorită schimbărilor tale bruște în starea de spirit. Tu încerci în mod constant să te înconjuri cu atenția altora și aștepți de la ei să laude orice acțiune a ta. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, poți deveni profund deprimată și apatică. Atât de puternică în aparență, în suflet ești foarte vulnerabilă. Estimările talentelor tale nu așteaptă în zadar. Ai toate calitățile excelente ale organizatorilor, talentul de a conduce și subjuga oameni, în plus, te distingi printr-o minte aprigdeageră și o muncă grea în orice fel de activitate. Tu nu-ți dezvălui niciodată virtuțile și nu tolerezi un astfel de comportament față de ceilalți. Forța în orice manifestare este foarte atractivă pentru tine. Înzestrată cu ea, te străduiești să fii înconjurată de oameni puternici. Inerent în tine este și proporția egoismului sănătos. Sprijinindu-i pe alții sau îndeplinind orice sarcină, tu îți plasezi interesul peste tot. Asistând pe alții, primești beneficiile așteptate și câștigi simpatie de la alții care nu sunt conștienți de adevărata cauza nobleții tale. Dragoste și compatibilitate. Nu ai un romantism sincer, care este prezent la majoritatea berbecilor, dar în spatele unui aspect detașat se află o natură pasională și delicată, care are nevoie de dragoste și prietenie. Când te relaxezi puțin și te distanțezi de locul de muncă, te transformi într-un partener grijuliu și blând. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu.
deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți fi un adevărat lider. Tu iubești aventura și dai impresia unui om puternic. Este foarte dificil pentru tine să realizezi că ești ignorată. Atenția mulțimii și a societății este necesară pentru tine ca și aerul. Dacă nu ești remarcată, nu știi cum să te comporți sau ce să faci pentru a schimba situația. În general, această situație te demotivează foarte mult. Tu te evaluezi în mod obiectiv și aștepți în mod corect atenție, respect și un număr mare de adepți. Uneori, la prima vedere, pari a fi destul de modestă și liniștită, dar o astfel de imagine nu se potrivește cu puterea personalității tale. Religia și filozofia te atrag, ești interesată de teorii care influențează puternic mulțimea și mințile. Ești departe de a acționa mereu singură, te poți alătura unei organizații puternice sau unei personalități strălucitoare. Instinctele tale sunt de a proteja toate conglomeratele puternice cu o organizare clară și precisă. Nu vei folosi niciodată această putere pentru propriile tale scopuri personale și nu vei permite altora să facă acest lucru. Dacă tinerețea ta a trecut în sărăcie, nu vei uita niciodată acest lucru. Voința și inteligența sunt foarte apreciate de tine. Ești destul de inteligentă pentru a ieși din cele mai dificile situații. Se întâmplă că pe această cale dificilă trebuie să neglijezi moralitatea și, pe această temă, trebuie să fii deosebită de precaută, deoarece cea mai ușoară cale este rareori cea mai corectă, iar acțiunile trecutului într-un fel te pot răni. Îți poți dedica viața altor oameni, slabi sau ofensați și oprimați, poți deveni avocatul lor și, din nefericire, poți fi egoistă lacomă, îngrijorată numai de bunăstarea ta. Se poate întâmpla să fii o hedonistă nefericită, pentru care nu există nimic în lume, ci plăcerile personale infinite. Austeritatea și temperarea ar fi de ajutor în acest caz. Cheia fericirii pentru tine este succesul de autorealizare profesională. Sănătate și boli. Ar trebui să fii prudentă la excese în toate manifestările sale, fie că este vorba de sex, droguri, alimente sau alcool. Un sentiment de singurătate sau un resentiment la neînțelegerea altora poate dezvălui o dependență latentă. Pentru a controla greutatea, care uneori depășește toate normele admise, ar trebui să renunți la grăsimi saturate, consumul excesiv de carne, sosuri și dulciuri. Îți găsești chimara, te înconjori cu puțini dar adevărați prieteni, alegi un partener de viață iubitor, iar aceste lucruri te vor ajuta cu siguranță să-ți stabilizezi starea de spirit. Ca modalitate de relaxare se potrivește yoga. Călătoriile, mai ales cu un substrat aventuros, te vor păstra în stare bună și îți vor asigura o dispoziție bună pentru o lungă perioadă de timp. Soarta și norocul. Ai o natură independentă, persistentă și puternică. Tu nu cedezi pericolelor, eșecurilor, nu intri în panică și depășești cu îndrăzneală dificultățile, îți asiguri triumful asupra circumstanțelor. Muncitoare, de succes în afaceri, uneori îți lipsesc răbdarea și calmul. Dacă vei deveni puțin mai moale, puțin mai bună, vei fi fericită în căsătorie. În copilărie și adolescență, dificultățile, problemele, neînțelegerile din partea rudelor sunt posibile. Tu ai un caracter cald, dar în timpul stării de iritare ești capabilă de acte eruptive, ceea ce aduce multe probleme în viața personală și de afaceri. Trebuie să devii puțin mai prudentă și mai calmă, atunci poți găsi bucurie și fericirea. Sfaturi pentru tine. Trebuie să te temi de egoism ca și de foc, ascunzându-l mai ales în spatele sloganurilor nobile. Adesea, egoismul tău se ascunde în spatele îngrijorării false față de ceilalți. Nu vei face rău să înveți autoironia și capacitatea de a râde de tine însăți și de slăbiciunile tale. În loc să-i înveți pe alții cum să trăiască, fă-ți viața proprie strălucitoare și însorită. Încearcă să-i critici cât mai puțin pe ceilalți. De asemenea, încearcă să nu devii dependentă de aprobarea lor.
Caută-ți atât activități de ordin spiritual cât și de ordin fizic. Înviorează-te. Nu uita să te distrezi. Stabilește-ți atât sarcini ușoare, cât și sarcini dificile. Învață să-ți controlezi emoțiile și să selectezi cu atenție cuvintele. Prin comportamentul tău, îi ții pe alții într-o stare de tensiune nervoasă tot timpul. Din dorința de a acoperi toate zonele din viața ta, nu da altor persoane ocazia de a lua inițiativa. Nu căuta să câștigi peste tot. Uneori faptele bune și acțiunile trebuie să fie făcute chiar așa, din motive de respect și de simpatie pentru o altă persoană. În caz contrar, alții vor începe să te trateze în același mod. Este puțin probabil că vei fi mulțumită de un astfel de curs al evenimentelor. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment: nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.